am ajuns în Piața Victoriei. Se întâmplă astăzi să fiu primul om care ajunge aici. Am adus și cu mine tricolorul pe care l-am pregătit pentru protestul cu drapele de mâine, pentru că v-am spus că o să vin și cu un drapel tricolor, da? Este un tricolor super pe care l-am adus. Vroiam astăzi să vă vorbesc despre evenimentul de mâine, dar am vorbit mult despre el și între timp s-a întâmplat altceva. Ceva extrem, extrem de grav, dragii mei, despre care vreau să vă vorbesc, motivul pentru care a fost convocat protestul din această seară. Și anume faptul că țara noastră, România, a ajuns o țară în care derbedeii din politică pot comite acte de violență, acte extreme de violență, da? Într-un studio de televiziune împotriva unui parlamentar al opoziției și nu pățesc nimic. Cazul Mirel Palada este extrem de grav. Am explicat astăzi, ați văzut la secția 1 de poliție, ați văzut ce s-a întâmplat, cum este protejat acest caz. Nu se vorbește despre el, nu se dau informații. Ești trimis de la Ana la Caiafa, de la secție la purtătorul de cuvânt și nimeni nu zice nimic. Deși acest om trebuia reținut din seara în care a comis agresiunea. Nu a mai insistat pe faptul că este posibil să avem și o a treia infracțiune. Și anume infracțiunea de ultraj, pentru că senatorul Mihai Goțiu nu era la Nadia Ciurlin în emisiune în calitate de persoană privată. El era la Nadia Ciurlin în emisiune în calitate de senator al României pentru a discuta despre problemele politice din calitatea lui de senator al României. Înțelegeți? Deci omul era în calitate oficială, era ca un polițist care era în misiune. Și a fost agresat, deci este foarte posibil ca instanța, și eu cred că ar avea argumente, sigur eu nu sunt judecător, dar dacă aș fi judecător așa aș judeca-o, aș reține și a treia infracțiune de ultraj. Dincolo de asta, este extrem de grav ce se întâmplă în societate. După această agresiune, posturi de televiziune și salariați de la aceste posturi, cum este postul infractorului Dan Voiculescu și cum sunt slugile lui Voiculescu de acolo, Mircea Badea, Mihai Gâdea, Ciuvică și restul găștii de acolo, au incitat la violență. Au încercat să justifice și să spună că violența este acceptabilă și că este ceva normal în societate. Legea audiovizualului interzice incitarea la violență într-un program TV. Sancționează promovarea violenței. În mod normal, Antena 3 trebuia să fie drastic amendată. Bun, ei n-ar mai fi trebuit să funcționeze dacă li s-ar fi aplicat legislația audio-vizuală, pentru că ei încalcă legea, doamnelor și domnilor, ei încalcă legea, Antena 3, România TV, televiziunile mafioților din politică, ale celor care susțin că e ok că Mirel Palada a bătut un senator. Aceste televiziuni încalcă legea audio-vizuală în fiecare zi. Pe lege ele ar fi trebuit să fie închise. Deci nu se aplică legea bătăușilor. Nu se aplică legea mardeiașilor media, da? Și asta generează în continuu un val de violență în societate. Nu vreți să știți cu ce mesaje m-am putut eu confrunta în grupuri și în privat de la susținători ai PSD-ului care au transmis amenințări cu moartea, bătăi, o să-ți rupem gâtul și ție cum l-a bătut Mirel Palada pe Goțiu. Oameni care spun în public că este în regulă că Mirel Palada l-a bătut pe Goțiu. Este ceva extrem de grav, este un moment extrem de grav în societate, dragii mei. Vom avea un val de violență uriaș dacă sistemul judiciar nu aplică legea. Și în acest moment sistemul judiciar nu poate aplica legea pentru că polițiștii de la secția 1 nu își fac treaba. Da? Ei dau vina pe procuror, dar toate actele premergătoare ei ar fi trebuit să le facă. Și ei nu au făcut ceea ce trebuiau să facă. Ei trebuiau să înceapă urmărirea penală singur, fără plângere, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice în momentul în care s-a difuzat știrea. Ei trebuiau să aibă din noaptea respectivă, m-am explicat, ancheta făcută. Trebuiau să-l trimită pe Mihai Goțiu la IML atunci, în noaptea respectivă, cum au trimis pe mine când am fost agresat. Nu există niciun fel de scuză, niciun fel de justificare alta decât aceea că polițiștilor le este frică să aplice legea unui șmecher conectat la PSD. Și asta este extrem de grav. CNA-ul nu aplică legea altor șmecheri care sunt instrumentele de propagandă și de injectare aurii în societate, da?
televiziunile infractorilor Voiculescu și inculpatului fugar Sebastian Ghiță. Iată câte instituții avem. Și sunt sute de mii de oameni, telespectatori ale acestor televiziuni care trebuiau de mult închise pe lege, acestor mardeași media, sunt sute de mii de prozeliți care încep să promoveze violența în spațiu public. Încearcă să coboare violența în stradă. Este ceva extrem de grav. Dacă nici acum noi nu luăm atitudine când vorbim de acte de violență, dragii mei, oameni buni, nu vorbim de chestii complicate. Dom'le, l-a luat pe Goțiu și i-a dat pumni în gură într-un studio TV. L-a bătut. Înțelegeți cât de grav este? Dumneavoastră puteți să fiți, oricare dintre voi cei care criticați PSD-ul pe rețele sociale, veți fi următoarea țintă. După politicienii opoziției vor fi jurnaliștii critici. Eu în acest moment mă simt amenințat în societate, văzând că combat și critic agresiv o putere care a trecut deja la bătăi fizice în studiourile de televiziune, atenție. N-au nicio jenă, nu noaptea pe stradă, pe ascuns. Pur și simplu pe față, într-un studio de televiziune, vă dați seama ce mentalități au oamenii ăștia, ce pot să facă ei în societate, dacă societatea nu va reacționa. Este foarte grav. Este foarte grav faptul în sine, este foarte grav faptul că de 3 zile agresorul nu a pățit nimic. Agresorul trebuia să fie la închisoare. Exact ca și Băureanu. Ultraj, loviri și alte violențe, tulburarea audiențelor publice. Exact același caz. Băureanu a lovit un polițist pe stradă, Goțiu a lovit un senator într-un studio de televiziune. Este exact același caz. Și Băureanu a fost imediat arestat pentru că nu făcea parte din sferele de putere care controlează acum România, care controlează guvernul, care controlează parlamentul. Da? Nu este în regulă. Nu este în regulă dubla măsură. Nu este în regulă ca cineva să comită fapte cu violență să nu pățească nimic, oameni buni. Cum e posibil așa ceva? Ați văzut imaginile, l-a dat cu capul de masă, i-a dat pumni în gură și nu pățește nimic. Poliția nu-l ia la declarații. Plimbă dosarul prin materia juridică, doar se rătăcește undeva. Având procedura standard, eu am lucrat ani de zile pe poliție și știu, când vor să mușamalizeze ceva, așa fac. O plimbă de la unul la altul. Și stau și așteaptă, fac cercetări luni de zile. Este extrem de grav. Și vă spun ceva foarte serios. Dacă noi nu luăm atitudine, societatea civilă, dacă nu ne adunăm aici în piață, dacă nu ne arătăm revoltați, chiar vor face treaba asta, chiar vor mușamaliza acest caz, o vor întinde, o vor băga în proceduri, în fel și fel de chichițe și va scăpa. Și dacă Mirel Palada va scăpa, dacă un om șmecher poate să bată un parlamentar într-o emisiune TV și să scape basma curată, vor începe să fie și alte agresiuni. Și vom ajunge să trăim într-o dictatură a pumnului și a violenței. Și să nu fie prea târziu dacă ne trezim mai târziu, că nu putem face nimic. Înțelegeți? De aceea eu vă aștept aici în această seară, în Piața Victoriei. Vă aștept și mâine la protestul de mâine. Vedeți tricolorul pe care l-am cumpărat pentru protest. Voi avea și steagul Americii. Am achiziționat și alte două steaguri, al Marii Britanii și al Italiei. Deci o să am nevoie de doi voluntari cărora să le dau acele steaguri. Vine și colegul nostru, jurnalistul Grigore Cartianu, și vă aștept să dăm un semnal. Da? Pentru că apartenența noastră la democrațiile civilizate înseamnă și respectarea statului de drept. Înseamnă ca nimeni să nu fie mai presus de lege. Păi în Statele Unite, dacă agresa unul un parlamentar, da? Într-o emisiune TV, păi da, era arestat oriunde, în orice țară civilizată din lumea asta. Numai la noi se poate așa ceva. Să fii PSD, să fii șmecher, să bați pe cineva într-un studio de televiziune și nu pe oricine, un parlamentar al opoziției, și să nu pățești nimic, să nu ți se ia nici măcar o declarație. Este absolut scandalos și vă aștept și în seara asta aici, în Piața Victoriei.